Bine v-am regăsit, dragilor! Suntem la minutul de conștientizare, numele meu este Alexandra Mihărtescu, pentru cei care poate ați ajuns mai târziu pe, pe acest filmuleț sau pe acest canal. Și uh, am pornit acum ceva zile la o provocare foarte, foarte mare, cea de a afla care a fost greșeala din viața noastră, viața trecută mai exact, și care este greșeala pe care ar fi bine să o evităm în această viață. Ei, ce să facem, ce să facem, cei născuți în data de 10, că aici am ajuns, lor le-au plăcut infracțiunile, dar pentru că am avut infracțiuni și la, oarecum, la cei născuți în 8 sau 30, aici nu vorbim, acolo era încălcarea legilor, doar că aici chiar vorbim de infracțiuni. Dacă acolo erau anumite legi care poate chiar puteau fi încălcate și se putea trece cu vederea, sau dacă nimeni nu afla, atunci era în regulă. E, aici infracțiunile sunt de ordin financiar, cu consecințe deosebit de grave, cu sume foarte mari. Adică putem spune că ați fost cumva cămătari, dar nu unii așa mai mici, ci unii foarte mari. Care va fi tendința în viața aceasta? E foarte bine. Să faceți din nou aceeași greșeală, dacă nu sunteți atenți. Acum, să ne înțelegem. Poate deja cei care v-ați ascultat greșeala karmică până acum vă gândiți, dar eu nu fac așa ceva. Foarte bine, felicitări! Ce să zic, că nu trepeți karma și că norișorul negru ar trebui să nu apară deasupra capului? Adică haideți să ne bucurăm atunci când reușim să facem ceva și să fim pe calea cea bună. Dar revenind la cei născuți în data de 10 a oricărei luni, Necesită să aveți foarte mare atenție cu banii. Nu vă recomand să vă împrumutați sau să faceți împrumuturi pentru că aveți șanse foarte mari să pierdeți bani. Poate deja ați avut tot felul de, cum să zic așa, peripeții cu partea aceasta financiară. Și uite, chiar lansez întrebarea vouă celor născuți în data de 10 sau dacă aveți persoane care sunt născute în data de 10. Cum vă descurcați din perspectiva asta financiară? Probabil unii dintre voi foarte bine, dar cum o faceți? încălcând legea, făcând infracțiuni. Acum, nu necesită să faceți poate infracțiuni la fel de mari cum ați făcut în viața trecută. Pot să fie infracțiuni mai mici, dar în final rămâneți în câștig. Nu știu, poate pentru a nu cheltui bani fumați sigările colegilor, spre exemplu. Un alt fel de infracțiune. Gândiți-vă la principiul pe care eu vi-l dezvolt aici, nu neapărat trebuie făcut în același fel, dar principiul, esența se respectă. Așadar, dragilor, voi cum stați cu finanțele? Cum vă descurcați? Aveți împrumuturi? Nu aveți împrumuturi? Spor la conștientizări și ne vedem cu 11.